Când auzi atâta pastări care cântă, normal să le gândesc să cânt. Am spus ceva din istoria vieții lui, poate că o să vă spun în predică mai multe. Oare nu venim prea des la dumneavoastră? Păi am trecut deja câteva, 4 luni sau cât, de când am fost aici, când a fost ordinarea fratelui Matei. Dar el este fratele nostru, este prietenul nostru. Și de asemenea și dumneavoastră sunteți prietenii noștri, sunteți frații noștri. Nu o să fiu lung în această seară, pentru că ordinarul o predică frumoasă, gândită. Și las ca să aibă timp să desfășoare. Aș vrea să citesc 3 versete din prima carte a Scripturii, din Genesa, din capitolul 5, de la versetul 21 în jos. Vă rog să urmăriți, nu știu dacă se poate afișa, Genesa, capitolul 5, de la versul 21 spune așa. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. V-ați gândit cât vreți să trăiți? Nu v-ați gândit? Eu cred și tind să cred că Dumnezeu a creat omul să fie veșnic. Amin. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și când a creat-o pe Eva, n-a spus zilele voastre vor fi de atâția ani, da? N-a spus. Nu găsesc în Scriptură. Numai că le-a spus un lucru. Aveți voie să mâncați din toți pomii din grădină, din Eden, cu excepția unui pom. Și le-a mai spus așa, în ziua în care veți mânca din el, veți muri. În ziua în care veți mânca, veți muri. Deci, din partea mea spre Dumnezeu, aveți viață veșnică. Viață veșnică. Prima pereche, așa după cum ce e în Scriptură, n-au reușit să respecte ceea ce Dumnezeu a spus. Trece timpul, da? Se nasc generații după generații, oamenii încep să uite de Dumnezeu, nu mai știu nimic de Dumnezeu, uite total de Dumnezeu. Toate gândurile omului erau îndreptate, spune Scriptura, numai înspre rău. Și atunci Dumnezeu ce face? Limitează vârsta omului la circa 120 de ani. Și vedem după aceea în cursul istoriei că Dumnezeu mai taie încă o dată din viața omului. Zice 70-80 de ani. Acum că există câte o excepție, că trece cineva de 80 de ani, este har divin. Asta ce înseamnă? Că trebuie să ne pocăim, pentru că ne-a dat har de pocăință peste 80 de ani. Da? Deci nu v-ați gândit să trăiți. Eu m-am gândit să trăiesc veșnic. Și mă rog ca și dumneavoastră să trăiți tot veșnic. Sigur că trupul acesta fizic, la un moment dat, probabil că se va duce. Mă, sigur se va duce. Pentru că plata păcatului este ce? Este moartea. Plata păcatului este moartea. Toți vor fi datori cu o moarte. Doi oameni din istorie știm că n-au murit. Unul este cel pe care l-am citat astăzi seară, Enoch, și mai este unul, Ilie, da? Ilie. Haideți să vedem despre omul acesta câteva lucruri. Spune Scriptura că la vârsta de 65 de ani naște un copil. E acum, că a născut un copil, e ceva natural, da? E ceva normal. Problema este cu numele pe care l-a ales acestui copil. Teologii susțin că la vârsta de 65 de ani, când Enoch
află că va naște un fiu, are o revelație divină și trage o sperietură atât de mare, atât de mare, se pare că în vedenia lui, sau mă rog, ce Dumnezeu a arătat, se pare că a văzut judecata neamului de oameni. Și teologii susțin că atunci s-a decis să pună acestui copil numele de Metusala. Adică, ce înseamnă Metusala? Când el pleacă, aduce. El știa ce aduce moartea lui Metusala. Potopul. Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Dacă citim în Iuda, în cartea lui Iuda, veți găsi acolo o prorocie care arată ceva extraordinar. Și spune așa: și pentru ei, Iuda 14, spune așa, și pentru ei, pentru cine pentru ei? Hai să citim pentru cine pentru ei. Și pentru ei a prorocit Enoch, da? Dețineți minte, Enoch a fost primul proroc din istorie. Despre ei a prorocit Enoch. Despre cine? Versetul 4 din Iuda, da? Spune așa: căci s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbau în desfrânare harul Dumnezeului nostru și că tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din față, din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe toți cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngeri care nu și-au păstrat religia și și-au părăsit locuința. Și în cir acolo despre oameni care vor trăi în nelegiuire, da? Deci pentru ei a prorocit de nou al șaptelea patriar de la Adam când a zis: iată că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor, atenție, împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Deci, când moare Metusala, vine judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiți, împotriva tuturor celor care au păcătuit. Enoch a fost primul proroc. De datorită faptului, zic teologic, că vedenia care a avut-o Enoch și sperietura care a avut-o el, Enoch a zis: păi nu se poate. Dacă Dumnezeu va duce la judecată și va judeca orice nelegiuire, orice păcat, înseamnă că eu nu sunt bine. Eu nu sunt bine. Și Scriptura spune că la vârsta de 65 de ani, atunci când l-a născut pe Metusala, a început să-L caute pe Dumnezeu. Scumpii mei, dacă Adam a fost primul om din istorie care umbla cu Dumnezeu, unde? În Eden. Enoch a fost primul om din istorie care umbla cu Dumnezeu unde? După Eden, da? Când lumea era în păcat. Ce spune mie aceasta? Ce spune Dumnezeu aceasta? Că se poate umbla cu Dumnezeu? Amin. Și într-o vreme păcătoasă. Amin. Se poate umbla cu Dumnezeu și chiar dacă toți lângă tine sunt păcătoși și umblă în nelegiuire, cu Dumnezeu se poate umbla. Se poate umbla cu Dumnezeu. Sigur că acești comentatori susțin că l-au întrebat pe Enoch: omule, cum ai putut să pui nume acestui copil Metusala? Adică la moartea lui vine judecata. Nu te gândești, Enoch, că în fiecare zi când copilul acesta va umbla,
și când va cădea. Noi vom trăi în sperietură dacă moare Metusala. Dacă moare Metusala. Nu te-ai gândit, Enoch, că atunci când copilul acesta se va îmbolnăvi de gripă, da? Când va tuși, când va strănuta, când va face febră, noi ne vom speria că vine judecata. Oameni buni din Deta, cum frați și surori, stimați ascultători, dacă oamenii din vremea lui Enoch și-au pus asemenea întrebări și ați văzut ce-o prorocit Enoch, pentru toți fiii nelegiuirii, pentru toți cei care trăiesc în păcat, va veni o judecată. Oameni din Deta și din împrejurii care suntem aici în seara aceasta, nu vă gândiți că Dumnezeu va mai duce încă o judecată pentru omenire? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu e mulțumit să privească păcatul care s-a născut în lume în atâta mii de ani? M-am uitat în lista asta patriarhilor, mi-am făcut aici un tabel frumos, colorat, ca să văd fiecare cât a trăit, cum a trăit. Și știți ce este curios? Metusala a trăit cu toți patriarhii, inclusiv cu noi. A trăit cu ei până la venirea potopului. Am scris aici lista anii fiecăruia, dacă începem cu anul 0 pentru Adam, da? Potopul a venit în anul 1656. În anul 1056 s-a născut Noe, da? A trăit cu Metusala încă 600 de ani și exact la moartea lui Metusala, în anul 1756, atunci a venit potopul. Scriptura spune în Geneza 7, așa, versetul 6. Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Dragii mei, dacă Enoch a fost primul om pe pământ care a trăit cu Dumnezeu în vremea păcatului, da? Vremea când păcatul era la culme, se pune o întrebare. Eu și cu dumneata care mă asculți, cum vom trăi înaintea lui Dumnezeu? Știți cât ani a mai trăit Enoch după nașterea lui Metusala? Am citit, da? Încă 300 de ani. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? 300 de ani. Te-ai întrebat, dumneatare sau eu, astăzi, o zi, am putut trăi cu Dumnezeu? Adică a trăi cu Dumnezeu nu înseamnă doar că trăiesc și dimineața, duminica, mă duc la biserică de la ora 9, la 12, da? Mă duc acasă, vin la 6 din nou la biserică, până pe la ora 8 seara, gata. O zi am trăit cu Dumnezeu. Dragii mei, a trăi cu Dumnezeu înseamnă să mergi alături de El, da? În fiecare moment. Deci a trăi cu Dumnezeu înseamnă să mergi alături de Dumnezeu în fiecare zi. A trăi cu Dumnezeu înseamnă să mergi spre o direcție comună cu Dumnezeu, da? Și a trăi cu Dumnezeu înseamnă să mergi cu Dumnezeu tot timpul. Nu doar când eu am probleme sau eu când am necazuri. Asta înseamnă trăirea cu Dumnezeu. Sigur că există situații și posibilități când, eu știu, datorită neatenției, datorită faptului că diavolul, vrășmașul, ne fură la un moment dat mintea, da? Și uităm cine suntem, uităm că suntem copii de Dumnezeu, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, uităm acest lucru și ne, eu știu, agăsăm de alte lucruri și uităm de Dumnezeu și s-ar putea să rămânem în urmă
Hristos merge înainte și noi rămânem și șchiopătăm în urmă? Sau avem câteodată o râvnă atât de mare, dar fără înțelepciune, și depășit pe Hristos? Și o luăm înaintea Lui. Dragii mei, nu este bine nici să o iei înaintea Lui și nici să rămâi în urma Lui. Dacă o iei înaintea Lui, s-ar putea să rătăcești și clar te rătăcești. Dacă rămâi în urmă, mai ai o șansă. Știți care este? Să alergi. Și să zici la Apostolul Pavel. Alerg. 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 De ce oare când vezi în oraș și vezi tramvaiul când vine, de ce alegi după el? Pentru că zici în mintea ta, păi dacă pierd acest vehicul, da? S-ar putea să mai stau încă 10 minute în stație și pierd următoare, eu știu, relație care am, întâlnire care am. Oameni buni din deta! Dacă pierzi trenul întâlnirii cu Hristos, s-ar putea să nu mai fie a doua locație. S-ar putea să nu mai găsești. Dacă vezi un tramvai în Timișoara, e ok, nu-i problemă. Vine următorul peste 10 minute și mergi și-ți faci treaba. Și chiar dacă ajungi noaptea acasă la Deca, nu-i problemă. Dar ajungi. Dar în viața veșnică, dacă pierzi momentul întâlnirii cu Hristos, momentul când Hristos te cheamă, s-ar putea să nu mai ai altă ocazie. De ce spune Scriptura astăzi? Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împetri inima. Amin. Mă rog în seara aceasta pentru cei din Deva, de aici prezent în biserică. Dacă astăzi auzi cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu te cheamă la mântuire, Dumnezeu te cheamă la pocăință, astăzi spune, da, Iisuse! Amin. Îmi predau viața mea în mâna ta! Amin. Îmi predau viața în mâna ta! Doamne, fă ce vrei cu mine de aici înainte. Eu sunt al Tău. Dacă vrei să mă chem la altul, Doamne, nu-i problemă. M-am predat Ție, sunt al Tău, Doamne. Astăzi, noi cei din Deta, să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Pentru Enoch a fost o zi, a fost un moment, nașterea fiului său Metusala, care a spus, de azi înainte, eu voi umbla cu Dumnezeu. Ce putem noi învăța de la acest bărbat cu numele de Enoch? Putem învăța că a fost un om dedicat lui Dumnezeu, da? A fost un om perseverent cu Dumnezeu și a mai fost un om care a avut o alegere liberă, o alegere liberă. Da? Hai să le luăm pe rând câteva momente. Ce înseamnă să fii dedicat? Mi-am notat aici a te pune la dispoziție în întregime, da? A fi devotat, da? A te consacra. Te amintesc cu drag de momentul când fratele Matei a fost dedicat, consacrat în lucrare, da? Asta ce presupune? Că el va fi trup și suflet, inimă, pentru lucrarea Stăpânului, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Vă amintiți dumneavoastră de oameni din Scriptură, oameni care au fost oameni ca și noi, cu slăbiciuni. Exemplu, Petru. Păi Petru a zis, la seara cinei, când Domnul mi-a spus, Petre, în această seară, toți că-ți găsi o pricină de potrivire de mine. Și mă veți părăsi cu toții. Și ce-a zis Petru? Doamne, eu, până la moarte, Doamne! Dacă vei citi în Evanghelie, ce veți găsi acolo? Că doar trei slujnice, da? Au rostit câteva cuvinte acolo în locul unde era și Petru. Și tu erai pe acolo. Și vorba te dă de gol. Scriptura spune că Petru s-a lepădat de Hristos. Dar până când? Până în ziua când din nou Hristos reînvie, da? Învie. El ia deoparte pe Petru, stă de vorbă cu el. Vine ziua cincizecimii, Petru se umple de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și vede cu Petru un om dedicat lui Dumnezeu. Oameni buni din Deta.
Ce mă rog pentru dumneavoastră și pentru familie voastră și pentru mine? Haideți să fim dedicați 100% lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu nu vrea de la noi doar 99,9 din inima noastră, nu. Știți cât ne vrea? 100%. Ce înseamnă asta? Nimic pentru lume, nimic pentru diavol, ci totul pentru Hristos, oameni buni. Ce va folosi dumneavoastră trăiți ca Metusala 969 de ani și să pierzi pe Hristos? La ce va folosi? Ce te-a folosit să câștigi toată dieta? Să câștigi tot Timișul? La ce te-ar folosi? Dacă ți-ai pierde viața veșnică, la ce te-ar folosi? Înțelegem noi cât de importantă este viața veșnică înaintea lui Dumnezeu? De-aia a trimis pe Hristos să moară pentru noi. Ca să ne readucă din nou la sala de dinainte. Să avem viață veșnică. O trăire cu El toată viața. Amin. Când va fi veșnicia să trăim cu El. De aceea, oameni buni, îmi place de Apostolul Pavel, dar noi nu vom fi că El poate niciodată. Dacă avem ce mânca, spune El, și dacă avem ce îmbrăca, spuneți-vă mai departe. Ne este de ajuns, zis. Noi nu putem spune așa. Noi nu putem spune așa. Noi mai adăugăm. Noi mai adăugăm. Oameni buni, înțelege noi cât de bun este Dumnezeu cu noi? O zis, vă dau mai mult decât am dat lui Pavel. Vă dau mai mult. Vă dau hrană să aveți. Vă dau îmbrăcăminte pentru voi. Vă mai dau și câte o mașină de familie, poate chiar două mașini de familie. Vă dau să aveți. Vă mai dau și sănătate. Vă mai dau. Vă mai dau și 60 de ani, 80 de ani vă dau. Dar ce faceți cu ei? Cum ai putut Enoch să umbli 300 de ani cu Dumnezeu? 300 de ani cu Dumnezeu! Numai se numere de la 1 la 300, pe te plictisim la un moment dat. 300. În fiecare zi Enoch umbla cu Dumnezeu. Îmi place de probabil Apostolul Pavel care a scris cartea Evreilor. Și să vedeți de ce l-a luat Dumnezeu pe Enoch. Evrei, dacă nu mă înșel, 11 cu un verset 5. Pentru că a fost, uitați aici, prin credință, țineți minte, și citiți bine versetul acesta și haideți să-l băgăm la inimă și minte. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Și atenție acum. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Și atenție, nu că mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este cum? Plăcut lui Dumnezeu. Tragic. Cât îmi doresc să aud acest cuvânt în dreptul meu. Cât îmi doresc să aud acest cuvânt în dreptul dumneavoastră. Sora, eu știu, din bancă de aici, să primească mărturia că este plăcută lui Dumnezeu. Oameni dragi, știți ce înseamnă aceasta? Când vei pleca de aici, mergi direct la Hristos. Mergi în împărăția Lui. Mergi și vei fi cu El în veșnicie. Eu asta îmi doresc, să fiu cu El în veșnicie. Să trăiesc cu El. Eu am familie acolo. Am părinți acolo. Am atâtea neamuri acolo. Vreau să fiu cu ei acolo. Și mi-a pus întrebarea odată în mintea mea așa. Gândit așa, vorbesc ca uneori așa. Am zis, Doamne, când voi ajunge în ceruri, vreau să cad la picioarele tale, Doamne. Să sărut picioarele ca și femeia aceea cu mirul de nard. Vreau să plâng înaintea ta și să-l Iisuse. Unde e familia mea? Vreau să văd familia aici, Doamne. Oameni buni, n-ați vrea să fiți acolo, să fiți cu cei dragi ai dumneavoastră, pentru că ați lăcrimat când i-ați dus la moment. Sigur că ai vrea să fii pe ei acolo. Ai vrea să fii cu ei. Dar pentru aceasta, Doamne, vreau să trăiesc cu Tine. Enoch a putut trăi 300 de ani cu Tine, Doamne. Eu nu pot să trăiesc 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani cât vrei să-mi dai, Doamne. Oameni buni, gândiți-vă. Vă dedicați dumneavoastră lui Dumnezeu?
veți face tot ce veți putea ca să vă consacrați viața pentru Dumnezeu. Enoch a fost dedicat lui Dumnezeu. Enoch a fost un om perseverent lui Dumnezeu. Stăruitor. Om tenace. Om care n-a cedat. V-a mințit de femeia cananeancă? V-a mințit așa? Ce era cu femeia aceasta? Nu era din Israel. Femeia cananeancă, din Canaan, da? Avea o fetiță bolnavă. Și merge înaintea Domnului și strige după el. Iisuse, ai miră de mine. Nici nu bagă în seamă Domnul Hristos, parcă așa, așa parcă a reieșit din Evanghelie, da? Nici nu bagă în seamă. Femeia aceasta era perseverentă pentru că avea o problemă. Problema era fiica ei, care era grav bolnavă. Stăresc ucenicii pe lângă el, Doamne, dar strigă după noi, fă ceva, Doamne. Nu-ți pasă că strigă după noi. Și Domnul are câteva cuvinte acolo extraordinare, care dacă tu le-ai auzit sau eu, poate în dreptul nostru de la învolt, a zis, măi, ce are păstorul cu mine, mă? Ce vrea cu mine de mă prost așa cu asemenea cuvinte? Femeia aceasta n-a trecut. Și din contra a perseverat. A mers și a căzut înaintea lui Hristos și a spus, Iisuse, Fiul lui David, ai miră de mine. Înțelegem noi ce înseamnă perseverența? Dragul meu, vrei să fii mântuit? Vrei ca familia ta să fie mântuită? Vrei ca tu și casa ta să fie mântuiți? Amin. Și ce a făcut Sfericeul din Filip? Le-a legat rănile lui Pavel și lui Sila. Și în aceeași noapte a fost botezat el și toată casa lui. Înțelegi, dumneata care m-a ascult în seara aceasta, că datorită credinței tale în Hristos, stăruitoare, om dedicat lui Hristos, tu poți să te mutești pe tine și toată casa ta. Amin. Pentru că ai tăi copii, vor vedea acolo genunchii tăi pe casă în fiecare zi și fiecare seară. Vă vedea Biblia deschisă pe masă. Cei copii vă deschisă? O citește tata. Vei auzi unul pe mama ta care se roagă în timp ce gătește masa. Ce faci, mamă? Mă rog pentru voi! Îți vei mântui sufletul tău și toată casa ta. Dedicare pentru Dumnezeu. Om perseverent înaintea Dumnezeu și om cu alegere liberă. Și mă tata vreau să vă apuc de încheiere. Om cu alegere liberă. A venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos. Învățătorule, sau bunul învățător, ce să fac? Nu trebuie să faci nimic. Trebuie doar să crezi. Amin. Sigur, dumneavoastră citiți acolo în Evanghelie și veți vedea discuția între Domnul Iisus Hristos și acel tânăr bogat. Vinde tot ce ai. Pentru că inima ta nu este dedicată lui Hristos. Inima ta este legată de bogății. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vină și urmează-mă. Dragul meu, când vei fi ca ceea ce a fost Hristos, vii de tot ce ai. Ascultați-mă bine. Nu știe de Hristos să-ți vinzi casa. Nu. Nu știe de Hristos să-ți vinzi mașina pentru că te forțești la mișcă la serviciu. Duci copiii la școală. Da? Nu știe de Hristos asta. Dar inima dumitale să nu fie legată de casa aceea. Dacă Iisus Hristos îți spune la noapte, dimineața te iau. Să nu te plângi să spui, Doamne! Trebuie să vând casa, să las bogăția aceasta cuiva. Nu! Nu. Nimic să nu mă lege de pământ. Asta a avut Hristos, îi spune tânărului bogat. Omul acesta n-a făcut o legere bună. Însă, fiul risipitor, după ce a cheltuit totul, și-a venit în fire, s-a pocăit și a zis, am păcătuit împotriva cerului și împotriva tatălui. Primește-mă înapoi capul în argat. Oh, cu câtă îmbrățișare, cu câtă sărutare, cu câtă bucurie tatăl l-a strâns în brațe, pentru că l-a pierdut și a fost găsit, pentru că a fost mort și a înviat. Această seară ești aici. Dumnezeu vrea să-ți dea viață veșnică. Enoch a trăit 300 de ani cu Dumnezeu și pentru că a fost găsit cu mărturie frumoasă înaintea Domnului, da, Dumnezeu l-a luat. Și pe tine și pe mine. Dacă vom avea mărturie curată înaintea Domnului, într-o zi, Părintele Ceresc de va lua la El în slavă. Și un pic pururea cu El. Domnul să facă ca toți cei care m-au auzit
Toți cei care probabil mă vor auzi și vor auzi predica aceasta, să primească pe Domnul Hristos ca mântuitor al vieții lor personale. Și să spredea viața lui Hristos, să trăiască nu ca în 80 de ani, ci toată viața lor. Amin.